Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu nevoit să se întoarcă de urgență în SUA. La scurt timp după ce s-a logodit cu Adriana Bahmuțeanu, George Restivan a fost nevoit să se întoarcă în Statele Unite ale Americii. Fosta soție a lui Silviu Prigoana a rămas în România și are grijă de fiul partenerului ei. Se pare că George se va opera la umăr și are mai multe treburi de rezolvat acolo. George a trebuit să plece, de urgență, în America. Se operează acolo la umăr, are niște probleme. Se întoarce după ce se rezolvă. Are oricum depus la punct și niște afaceri acolo, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu. În România a rămas alături de Adriana tocmai fiul logodnicului ei. George Restivan a mai fost căsătorit, însă soția lui s-a stins din viață, iar el a rămas cu un copil. Fiul lui George este în procesul de adaptare la viața din România. Și-a găsit deja și prieteni, se distrează. Locuiește cu mine, am grijă de el, am fost și la mare, ne-am distrat. A dezvăluit Adriana Bahmuțeanu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.